Edilii din județ au fost convocați astăzi la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, SOME Satu Mare, pentru instructajul anual cu președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență și organizarea alegerilor europarlamentare. Prima parte a ședinței a fost prezidată de adjuntul inspectorului șef al ISU SOME Satu Mare, colonelul Neulu Hauși, iar cea de-a doua de prefectul Eugeniu Avram. În cea de-a doua parte a ședinței, reprezentanții serviciului juridic din cadrul prefecturii Satu Mare au transmis primarilor principalele măsuri care trebuie luate pentru buna desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European. Astfel edililor li s-a atras atenția că până în 10 aprilie trebuie să fie definitivate și tipărite listele electorale permanente din fiecare unitate administrativ-teritorială și că în cel mai scurt timp trebuie să transmită biroului electoral județean listele cu membrii secțiilor de votare. O atenție deosebită pentru edil sunt listele electorale suplimentare care trebuie să fie corect întocmite și să nu împiedice cetățenii să voteze.